pentru a decide propunerea Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru. O singură abținere, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Câțu. De asemenea, în cadrul reuniunii Biroului Politic Național am stabilit partenerii posibili cu care negociem formarea unei majorități parlamentare pentru susținerea guvernului. Este vorba despre USR+, despre UDMR, de asemenea vom purta discuții și negocieri și cu grupul minorităților din Camera Deputaților. Există șansa de formare a unei majorități parlamentare pe baza rezultatelor care le avem în acest moment. Este indicată clar posibilitatea de formare a unei majorități. De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere care să fie condusă de președintele partidului, alături de primul ministru pe care l-am propus, care să negocieze programul de guvernare, formula de guvern și, evident, vom avea discuții legate și de Parlament. Îl invit pe Florin Câțu să vi se adreseze. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor din Partidul Național Liberal pentru încredere. Pentru mine este o onoare această nominalizare și, bineînțeles, în perioada următoare, obiectivul principal este să formăm această majoritate parlamentară pentru a avea cât mai repede un guvern votat și, bineînțeles, să pornim, pentru că este nevoie de un guvern cât mai repede. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor mei și, bineînțeles, ne vom vedea în zilele următoare când vom începe discuțiile pe majoritatea parlamentară. Cum ați ajuns la această decizie împreună cu președintele Klaus Iohannis? Cum am ajuns? Da, cum ați ajuns? Le-am explicat colegilor. Am auzit, ne puteți explica și nouă? Ați scris pe hârtie un altul? A fost propunerea președintelui, pe care mi s-a părut foarte interesantă, ca fiecare să scriem separat, fără să vedem unul ce scrie celălalt, propunerea de premier. Și am scris același nume. Să înțelegem că a existat un consens și dacă puteți să... Au stat temeri că există o aici decine a relațiilor între... Vă mai spun încă ceva. Nu este întâmplătoare această nominalizare. Va urma o perioadă dificilă în care este nevoie de o bună cunoaștere a administrației, a situației finanțelor publice. Este nevoie de un premier care să aibă credibilitate în fața mediului de afaceri, în fața instituțiilor financiare internaționale. Să nu uităm că domnul ministru Câțu a purtat negocieri extrem de importante și cu partenerii europeni, de asemenea a purtat negocieri importante cu instituții internaționale. De asemenea, domnul ministru Câțu a reușit alături de ceilalți de Banca Națională, de guvern, să mențină ratingul de țară într-o situație extrem de dificilă pentru România. Domnul ministru cunoaște foarte bine care sunt problemele cu care ne-am confruntat în perioada guvernării și în mare parte are și pregătite soluții pe care multe dintre ele se derulează. Propunerea este acceptată și de o posibilă propunere de a deveni premier plin? Vehicularea de nume de candidați nu stă în fire. V-am și spus, este o formă de respect față de colegii mei. Niciodată nu am prezentat mai multe nume de candidați pe miniștri sau pe funcția de prim-ministru, ci am preferat să anunț persoanele care sunt decise în forurile statutare ale Partidului Național Liberal, pentru că altfel dacă vehiculezi niște nume, pot să apară într-o situație care să nu le facă bine, să le afecteze imaginea, că n-au fost desemnați într-o funcție. Din cauza asta n-am vehiculat nume, s-au vehiculat niște nume care nu a plecat niciun nume de la mine. În analiza propunerii pe care am făcut-o, evident că ne-am gândit la multe aspecte care țin de capacitatea efectivă de gestiune a treburilor publice în perioada dificilă care va urma, la chiar și posibilitatea de acceptare a candidatului la funcția de premier de către partenerii noștri. Eu cred că este o propunere foarte bună, o propunere care
Sper să reușim prin negocieri să constituim majoritatea parlamentară, să finalizăm programul de guvernare și formula de guvern, astfel încât într-un termen cât mai scurt să reușim investirea. Propunerea a fost acceptată și de USR și și de UDMR? V-ați consultat? Vor urma pașii de negociere, începând de mâine. Evident, fiecare pas al negocierilor va fi urmat de comunicări publice, dar, repet, rugămintea mea către dumneavoastră este să vă bazați mai puțin pe surse, pentru că în această perioadă sunt foarte mulți care nu transmit informații corecte. Și pot să vă dau, pot să vă dau chiar informația de astăzi, în care am văzut un post de televiziune plecat de la un site de știri că eu îmi dau demisia din funcția de președinte, legat de colegul și, aș putea spune, chiar bunul meu prieten Nicolae Ciucă, cu care am fost partener într-un guvern și cu care am colaborat atât de bine. N-a fost niciodată, este o știre inventată, literalmente, și multe alte știri care au circulat în această perioadă, care n-au absolut niciun fel de legătură cu realitatea. De-aia vă rog, perioada care va urma este o perioadă de negocieri. Noi suntem concentrați pe programul de guvernare și pe identificarea celor mai buni candidați de miniștri care să aibă capacitatea efectivă de a pune în practică programul de guvernare pe fiecare domeniu. De asemenea, obținerea numărului de voturi unei majorități pentru a putea investi guvernul, pentru că România are nevoie de un guvern. În viitorul guvern devine Ministerul Finanțelor, pentru viitorul guvern devine Ministerul Finanțelor subiect de negociere cu celelalte partide. Și aici am văzut informații legate de... O să existe fără discuție o negociere legată de portofolii, dar, vă repet, în ceea ce mă privește, pe mine, sunt adeptul, mai ales când este vorba de un lucru atât de important pentru țară, când este formarea unui guvern, să comunicăm doar în momentul în care se iau decizii. Dar și fie a Camerei Deputaților vă va putea aparține? Este acesta un obiectiv? Este în cadrul mandatului acordat echipei de negociere. Dar este firesc, este un lucru, nu a fost propunerea mea, pe de altă parte, este evident că e nevoie de un sprijin în Parlament pentru guvern, pentru a putea asigura adoptarea procedurilor parlamentare, astfel încât să putem să adoptăm toate proiectele de lege. Noi n-am avut majoritate parlamentară în perioada de guvernare. Acum avem posibilitatea să avem majoritate parlamentară. Sigur, nu e o majoritate parlamentară foarte largă și din cauza asta va trebui să existe o conducere extrem de serioasă și negocieri foarte serioase pe fiecare proiect de acord. 16-18 ministere sau 21? Știu că asta a fost trei variante de discuție în interiorul partidului. Cunoașteți, discuția care am avut în interiorul partidului este aceea ca să fie un guvern cât mai sus. Mulțumesc! Yes.